doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană. Cu autobuzul sau cu taxi, la orele de vârf, pe distanțe lungi, giurgiuvenii circulă doar cu 2 lei. Când vine vorba de pensionari, aceștia își permit doar autobuzul, care pentru ei este gratuit. De multe ori însă autobuzul întârzie să apară. Firma din Giurgiu, care asigură transportul în comun, a găsit justificările. Conducerea acesteia spune că de vină sunt taximetriștii care încarcă legea sau alții care fac doar pe taximetriștii. Transportul în comun sau autobuzul este cel mai ieftin și ar trebui să fie cel mai la îndemână pentru giurgiuveni. Cu toate astea, oamenii sunt nemulțumiți de modul cum autobuzele își desfășoară activitatea, cu atât mai mult cu cât mulți dintre ei nu au alternativă de deplasare pe distanțe lungi. Am încercat să vedem unde-i problema. În reportajul de la fața locului, adică din autobuz sau din stația de autobuz, difuzat pe 21 decembrie la TV Giurgiu, am constatat grave nereguli. Reportajul anchetă a fost vizionat de primăria orașului, care bagă în buzunarele societății Tracum S.A. 850 de milioane de lei vechi. Știam că sunt mari probleme la Tracum. Și când eram consilier, Tracum a fost o țeavă pe care unde se pierdeau banii municipalității. Credeți dumneavoastră că 850 de milioane sunt bani puțin pe care îi plătește municipalitatea pentru a transporta persoanele mai defavorizate? 650 de milioane sunt pentru transportul persoanelor cu handicap și a însoțitorilor acestora. Dacă aveți informații pe surse, ați încercat să comunicați cu firma de transport în comun? În orice moment când am avut, eu știu, sesizări, fie că era pe contul de Facebook al meu personal sau al primăriei, sau până la urmă îmi spuneau oamenii, domnul director a fost la mine, a zis, te mișcăm repede, urmează, da, așa este, a fost o zi când n-a mers o mașină, a mai fost o zi când n-a mers alta. Acum văzând în imaginele dumneavoastră, șoseaua era perfectă, deci șoseaua era neagră, era fără polei, fără, eu știu, zăpadă care să permită la un moment dat o anumită motivare că a întârziat datorită condițiilor meteo. Am dorit și punctul de vedere al reprezentantului firmei Tracum, care se pare că avea cunoștință de câteva dintre neregulile pe care noi le-am făcut publice. Susțineți că toate întârzierile și neconformările sunt din cauza problemelor tehnice apărute? Nu numai. De foarte multe ori însă, deci asta este un aspect major care apare atât, care nu ține cont de condițiile meteo, aspectul cu privire la problemele tehnice. Astea pot apărea și vara și iarna fără discriminare din punct de vedere al condițiilor meteo. Este ceva absurd din partea oricui. Da. De a considera că ar putea exista vreo înțelegere între societatea noastră de transport și taximetriști. Cu toate astea, sunt taxiuri care apar regulat în stația de autobuz și practică tarife egale cu costul unui bilet pentru transportul în comun. Concluzia este una singură. Această activitate ilicită a taximetriștilor, din acest punct de vedere, nu mă interesează restul, această activitate ne aduce un prejudiciu lună de lună pentru fluidizarea traficului. Ce-ați și făcut pentru în o mai acest sens? Chiar o bună perioadă de timp am făcut mai mult decât intrau în atribuțiunile noastre. Adică am, pe lângă monitorizarea efectivă pe care am făcut-o, am luat și probe video și foto și am făcut sesizările respective către organismele care au posibilitatea de a aplica măsuri coercitive în acest sens. După cele două puncte de vedere și acuzațiile aduse de Tracum taximetriștilor care se plimbă nestingheriți fără licență, se pare că lucrurile se complică. Cu toate astea, vom încerca să aflăm din cauza cui au de suferit giurgiuvenii. Un amplu reportaj pe această temă puteți urmări imediat după jurnal în cadrul unei ediții speciale. Noi mergem mai departe. Au intrat în noul an fără căldură în apartamente. Peste 200 de scări de bloc din Giurgiu nu beneficiază de agent termic, cele mai multe din cauza datoriilor pe care le-au lascut.
În prima jumătate a lunii decembrie 2012, din totalul de 908 scări de bloc, 677 beneficiau de căldură. La începutul acestui an, situația s-a schimbat puțin. Numărul scărilor de bloc care primesc căldură a crescut, asta și datorită racordării la agent termic a altor 6 scări de bloc, după ce au fost date în folosință blocurile ANL din zona Obor. În prezent, în municipiul Giurgiu, doar 711 scări de bloc beneficiază de energie termică, din totalul de 914. Restul scărilor având datorii. Cei care au datorii și vor să beneficieze de căldură și-au achitat datoriile, ori au încheiat convenții cu furnizorul de energie termică. Din cele 203 scări de bloc care nu primesc căldură, un număr de 176 au datorii la scut, 25 de scări au solicitat să nu primească agent termic, iar 2 scări se confruntă cu avarii la instalațiile termice. Mesele de sărbători au fost bogate în calorii. Nu au lipsit sarmalele, friptura, ori salatele cu maioneză. Toate acestea au adus kilograme în plus celor care le-au consumat în exces. Giurgiuvencele, căci ele sunt cele mai vizate, vor să scape cât mai repede de colăceii de pe talie și au aglomerat sălile de sport. Cei mai mulți dintre noi s-au înfructat din plin la mesele bogate de sărbători. Cum era de așteptat, după atâtea zile de mâncat pe săturate, s-au acumulat și ceva kilograme în plus, problemă de care doamnele vor scăpa la sală, făcând fitness, aerobic sau alte activități specifice. Zeci de giurgiuvence și-au dat întâlnire la sala de sport a școlii numărul 4 pentru o ședință de gimnastică aerobică. 3. Instructorul de sport spune că după această perioadă a sărbătorilor de iarnă, giurgiuvencele vin în număr tot mai mare la sala de sport. Este prima ședință de gimnastică aerobică pe acest an, așadar la mulți ani tuturor iubitorilor de sport și de mișcare. După cum vedeți, au venit într-un număr destul de mare. Este de așteptat, având în vedere că au fost sărbătorile, toată lumea a mâncat bine, eu știu, mesele au fost bogate în cărnuri, în dulciuri și cât mai multe giurgiuvence aleg să facă mișcare în această perioadă. Și dacă începeți să treceți pe la sală, trebuie să țineți cont și de recomandarea instructorului. Ar fi bine ca doamnele și domnișoarele să aleagă să facă mișcare în mod regulat, eu știu, să vină la sală de 2-3 ori pe săptămână. Contează pentru sănătatea fiecăreia dintre noi. Programul este diversificat. În fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 20, Flori Iordache vă invită la gimnastică aerobică. Seara de marți este dedicată antrenamentelor de power jumps, adică exercițiilor pe mini-trambuline, iar joia este seară de dans. Și medicii recomandă acum după sărbători mișcare și neapărat o cură de detoxifiere. Legume, fructe și multă apă, acesta pare a fi meniul ideal pentru o siluetă de invidiat. De Crăciun, indiferent cât de sănătos încercăm să mâncăm, este imposibil să nu exagerăm puțin. Fie cu mâncare bogată în calorii, fie cu dulciuri. O siluetă perfectă rămâne visul oricărei doamne. Pentru un stil de viață sănătos și pentru a avea o alimentație echilibrată, medicii ne sfătuie să consumăm cât mai multe legume și fructe și să evităm pe cât posibil cafeaua, alcoolul, prăjelile și dulciurile. În urma sărbătorilor, care evident au reprezentat un exces alimentar, este foarte indicat ca pacienții noștri să consume cât mai puține grăsimi, în special grăsimi sub formă de prăjeală, deoarece acestea conțin o acroleină. Este o substanță rezultată din grăsimile arse și care este destul de nocivă pentru stomac. În această perioadă recomand să se consume cât mai multe legume și fructe. Prin fibrele lor, care sunt niște fibre non-absorbabile, niște fibre celulozice, pe care intestinul uman nu le poate digera, ele vor chela, vor fixa, vor absorbi pe suprafața lor toate toxicele. Astfel încât, practic, se face o epurare a întregului intestin. Atât a intestinului subțire, cât și mai ales a intestinului gros, a colonului, unde alimentele stagnează. Am să recomand să consume fructe proaspete, rădăcinoase, de la gulie, păstârnac, sfeclă roșie, sfeclă albă. Detoxifierea se face periodic la fiecare schimbare de sezon sau la interval de 6 luni, primăvara și toamna. 30 de minute de mișcare pe zi asociate cu un program de 8 ore de odihnă pe noapte ne ajută să ducem o cură de detoxifiere la final cât mai corect posibil.
Fondul Monetar Internațional revine în România, iar premierul Victor Ponta vrea să propună delegației FMI creșterea salariului minim. Giugiuvenii, deși își doresc mai mulți bani la salariu, privesc cu reținere intenția guvernului. Informația despre o posibilă mărire a salariului minim pe economie nu stârnește mare entuziasm în rândul giurgiuvenilor. Până la ipotetica mărire, în Giurgiu mai importante sunt prețurile mari la alimente și majorările facturilor la utilități. Pe mărirea de salarii din ianuarie, preconizat? Va fi cel mai greu. 2013, tineretul nu o să mai aibă servici. E foarte greu în legătură și Revelionul care a fost, singurul oraș care nu a fost nimic în oraș făcut. Va fi foarte greu, foarte greu. Niciodată nu s-a văzut Giurgiu fără Revelion, să fie un spectacol, să fie ceva frumos anul ăsta. Da. Despre suta aia pe care se preconizează că se pune în plus? Nu cred că va fi ceva. Da, s-a discutat, să vedem. Credeți că va afecta pozitiv? Sunteți unul dintre vizați? Nu. 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 Dar aveți cunoștință? Probabil că va duce puțin la modificarea prețurilor, dar orice lucru, dacă e bine făcut, e spre bine. Deocamdată n-am văzut, după ce trece FMI-ul, probabil o să aflăm mai multe, până acum nu. Nu suntem siguri. În planul de guvernare există ceva, dar să vedem cum va reacționa FMI-ul la întâlnirea cu primul ministru și cu președintele eventual. De ce nu mi-ai mărește, că așa a zis? Avem medicamente de luat. Uite, mie nu mi-ajunge pensia să iau medicamentele. Ce facem? În felul ăsta ce facem? De ce ne-a mintit? De ce ne-a spus acum spune că stăm pe loc? Și scumpește toate alea. Și gaze, și tot. Și lumină. De ce face așa? Chiar dacă delegația Fondului Monetar va fi deschisă propunerii premierului, prosperitatea nu se va instala repede la noi. Ținta de 1000 de lei propusă de actuala guvernare pentru anul acesta pare un obiectiv greu de atins. Directorii grădinițelor cu program prelungit sau săptămânal vor fi degrevați parțial de norma didactică. Potrivit unui ordin al fostului ministru al educației Caterina Andronescu, directorii vor efectua doar 2-4 ore pe săptămână pentru a avea timp să se ocupe și de activitățile manageriale ale unităților pe care le conduc. Potrivit ordinului, directorii grădinițelor cu program prelungit sau săptămânal cu personalitate juridică sunt degrevați parțial de norma didactică și vor efectua 2-4 ore pe săptămână în cadrul obligației didactice de predare în specialitate. Excepție de la această prevedere vor face directorii grădinițelor cu program prelungit sau săptămânal cu personalitate juridică, absolvenții liceelor pedagogice, ai școlilor post-liceale sau ai specializării pedagogia învățământului primar și școlar. Aceștia vor efectua 2-4 ore pe săptămână în cadrul obligației didactice de predare, activități specifice funcției de metodist al inspectoratului școlar sau cele de profesor metodist, respectiv formator în casele corpului didactic. Până acum, directorii de grădinițe efectuau integral norma didactică cu grupa de copii, fără a le mai rămâne prea mult timp la dispoziție pentru a se ocupa de activitățile manageriale ale unităților pe care le conduc. În perioada premergătoare botezului Domnului, preoții trec pe la casele enoriașilor. Locuințele se sfințesc, iar proprietarii acestora se pot considera ocrotiți de cele rele. Pe 6 ianuarie de bobotează, Episcopia Giurgiului, împreună cu autoritățile locale, invită creștinii giurgiuveni la un program special destinat Sfintei Sărbători. Cu peste 2000 de ani în urmă, prorocul Ioan boteza în apele Iordanului pe Iisus. Apoi, cel botezat a acordat importanța cuvenită purificării sufletului și trupului uman. În această perioadă premergătoare botezului Domnului, creștinii ortodoxi își așteaptă preoții pentru a le sfinți și binecuvânta casele. Aceasta se face cu aghiazmă sfințită. Această tradiție vine chiar din ascultarea poruncii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care spune, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa cum se botează creștinul prin apă, tot așa, prin intermediul apei sfințite, casele se sfințesc, trupurile și sufletele oamenilor se curățesc. În fiecare an, la 6 ianuarie, Biserica Ortodoxă sărbătorește botezul lui Iisus Hristos sau bobotează. După săvârșirea Sfintei Liturghii, cu aghiazma mare se purifică toate apele și gospodăriile creștinilor. Municipalitatea și Episcopia Giurgiului invită creștinii ortodoxi duminică la un program special destinat sărbătoririi botezului Domnului.
Sfânta Liturghie, la Catedrala Adormirii Maicii Domnului, deplasarea soborului de preoți și autorităților locale împreună cu enoriașii la canalul Sfântul Gheorghe, unde va avea loc slujba de sfințire a apei Dunării. Ceremonialul se va încheia cu aruncarea crucii în apă și readucerea ei la preoți, iar cel care va scoate crucea din apă va primi binecuvântarea soborului de preoți și va fi premiat. La bunul mers al acțiunii de duminică vor asigura ordinea 51 de jandarmi giurgiuveni. Locuitorii din Stănești se pot bucura duminică de un spectacol folcloric deosebit. De botezul Domnului, sute de stăneșteni vor relua tradiția născută în urmă cu 4 ani și vor merge la Sfânta Zi de Sărbătoare, așa cum se numește întâlnirea lor anuală, cu muzică folclorică și dans popular. Botezul Domnului și Ziua Sfântului Ion vor fi sărbătorite în comuna Stănești printr-un spectacol comun, aflat la a patra desfășurare. Spectacolul folcloric se numește Sfânta Zi de Sărbătoare și se va desfășura, ca în fiecare an, la locul cunoscut de săteni cu numele de La Fântână. Manifestarea va fi susținută de ansamblul muzical coregrafic Muntenia al societății Nova Force și va cuprinde suite de dansuri populare precum și o culegere de îndrăgite melodii interpretate de solistele Liliana Boniaru, Natalia Albu și Reta Baltag. Nu vor lipsi recitalurile virtuoșilor instrumentiști ai tarafului ansamblului. Spectacolul de duminică va începe la ora 11 și este un cadou pe care omul de afaceri Nicolae Florian îl face stăneștenilor, ca fiu al locului. Jurnalul continuă cu informație din sport imediat după generic. În această seară, CSS Giurgiu își joacă șansa de calificare în Final Four-ul Cupei României. În meciul tur, lupii, fără cele două noi achiziții, au avut o prestație bună. Cu toate acestea, ploieștenii s-au impus cu scorul de 76-63. Antrenorul Terel speră să poată miza pe noi jucători aduși. Meciul începe la ora 20 în sala Braz din Ploiești. Cum va fi vremea în weekend și în special în ziua de bobotează, vedem imediat. Weekendul ce urmează ne aduce ploi, ninsori și precipitații mixte în toată țara. Pentru sudul țării, sâmbătă, valorile temperaturilor vor fi în creștere ușoară și se vor situa peste mediile climatologice ale perioadei, cu maxime de până la 9 grade Celsius. Noaptea sunt așteptate valori cuprinse între minus 5 și minus 3 grade Celsius. Atât sâmbătă cât și duminică pe alocuri vor fi precipitații mixte. Pentru duminică vremea se mai răcește. Maxima zilei nu va depăși 6 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Cotele apelor Dunării la Giurgiu sunt în scădere cu 5 până la 15 cm, cota probabilă fiind de 237 cm, iar temperatura apei nu depășește 2 grade Celsius. Punem punct știrilor cu pastila zilei. Suntem în momentul schimbării, a transformărilor primenitoare. Ardem gândurile rele, regretele, insuccesele, toxinele, caloriile în plus. De grija caloriei scăpăm fie prin fitness și cură de detoxifiere, fie prin debranșare de la rețeaua de termoficare. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu noi imediat după jurnalul. Puteți urmări o ediție specială, iar apoi de la 19:30, emisiunea Iluzii, prejudecăți, perspective, realizată de Gheorghe Velicu. Tema extrem de interesantă, prostia. Eu sunt Nicoleta Pană și vă doresc toate cele bune!